și bine ați venit la Prof Online pe exerciții de matematică. Așa mai e, că uitați să dăm drum la cameră cu problema cu testul în sine. Deci știi că... A ori B plus A ori C egal cu 128. 128. Calculați. 2A ori pe lângă ori B plus C. 2A ori pe lângă B plus C. B plus C egal cu C. Deci noi știm că A ori B plus A ori C egal cu 128. Mi se cere să calculăm 2 ori A pe lângă B plus C. Ce idee ați avea voi aici? Deci m-aș gândi să fac prin segmente, nu știu de ce. Tot la segmente te gândești. Da. Bun. Ne oprim și acolo, da. Să vedem ce zice. Eu zic că am putea să facem 128 ori 2. Dar de ce ori 2? Pentru că avem 2A acolo, firmul. Aaa, da, și apoi am vedea... Deci ea are o primă inițiativă, o primă idee, Davide, da. Să mulțească totul cu 2, egalitatea asta eventual cu 2, da? Așa ca să fie treaba bună. Pentru că tu observi aici în dreapta că ai 2 ori A. Da? 2 ori A. Eu aș face încă ceva, altceva înainte de a mă apuca să mulțesc cu 2. O observație pe care o să o exploatăm cât de repede. Tu, David, ce-i face? Văzând numai pe asta așa, A ori B plus A ori C egal cu 128. Aș face 128 împărțit la 2. De ce la 2, mă? Pentru că sunt 2 de A. Sunt 2 de A. Aha. Dar vezi, A ăsta e ori B și cealaltă e A ori C, David. Nu e A plus A. Deci dacă ar fi fost A plus A, tu ai fi avut dreptate. Dar este A ori B plus A ori C. Deci nu am cum să mă gândesc așa. Dar, deci dacă ar fi fost A plus A, făcea 2 A și împărțeam la 2. Așa, nu mă gândesc să pot face așa ceva. Da, Daria, ești atentă. Tu ce propui? Deci A plus A nu e corect. Vă rog, uitându-vă la relația asta, dacă vă vine în minte să face ceva, mă interesează foarte tare. Zic-o bine. Păi noi avem acolo 2 de A și am putea să scriem A ori în paranteză B plus C. Ai altceva, ce avem acolo? Tu, nu că avem 2 de A, ci e vorba de faptul că A este factor comun. Este comun și la primul și la al doilea. Și atunci, Flavia? Casandra, da. Deci, datorită, nu ne mai uităm la ea, numai aici ne uităm. Okay. Deci, sesizând că este A ori B plus A ori C, e de parcă aș avea așa copii. 7 ori 3 plus 7 ori 5 face sigur, hai să vedem calculul. 7 ori 3, 21 plus 7 ori 5, 35, care face în final 50 și cât este? 50 și 6, da? Deci dacă vi s-ar fi dat 7 ori 3 plus 7 ori 5 egal cu 56, dacă vi s-ar fi dat așa, David, tu ce ai făcut privind aici? Sesizăm că în afară de calcul în sine, ai fi putut surprinde situația în care ai fi avut 7 înmulțit cu 3 plus 5. 3 plus 5. Adică 7 ori 8. Da? 7 ori 8. Deci, mai continui acolo la 56, care este 7 ori 8, și care mai poate fi scris egal mai departe cu 7 înmulțit cu 5 plus 3. Și atunci, imediat ne vine în minte că am fi putut surprinde aici, datorită proprietății cunoscute, a mulțirea acum este distributivă față de adunare. Deci 7 înmulțit cu 5 plus 3 înseamnă 7 ori 5 plus 7 ori 3. Da? 7 ori 3 plus 7 ori 5. Întorcându-ne în exercițiul nostru, avem așa acolo. A ori B plus A ori C. Egal cu cine? A ori B plus A ori C. Casandra, egal cu?
Ce este comun și la A, nu, și la A, ori B, A, B plus C. Așa, mă, egal cu A, ori B plus C. Da? A, ori B plus C. Deci, îndată, se sezând că A-ul este comun, zic A pe lângă B plus C. Foarte tare. Și egal mai departe, atunci ați spus... Așadar, în loc să las relația, hai să scriem din nou. În loc să am relația asta, A ori B plus A ori C egal cu 128, este echivalent într-o altă formă, nu, scrisă relația asta, echivalentă cu ea, fiind ce, scrie Davide, te rog, vorbește tu, dictează. A ori, în paranteză, B plus C. Da, egal cu 128. Deci, vezi, am scris-o altcumva datorită faptului că am avut șansa să sesizez că pot, nu, am A factorul comun. Și deci am scris-o sub forma asta. Și acum am uit, ce îmi cere aici? 2 pe lângă A ori B plus C. Dacă 2 pe lângă... Deci mulțesc totul cu 2. Asta e motivul, ăsta e momentul care mulțesc cu 2. Copii. Deci mi este telefonată ideea să mulțesc cu 2. După ce am tradus-o și am transcris-o într-o relație echivalentă sub forma asta, îmi vine în minte foarte simplu să mulțesc cu 2 și zic 2 ori, 2 ori cine? Ori A pe lângă B plus C egal cu 120 sau 200, cât deja? 56. Și terminate niște. Ați înțeles? Deci voi pur și simplu nu trebuia să deodată să vă gândiți mulțim cu 2, ci trebuia să vedeți că A ori B plus A ori C egal cu 128, la poate fi scris ca fiind, Davide, ca fiind A pe lângă B plus C, A pe lângă B plus C egal 128 și atunci dacă așa ne-a cerut autorul 2 pe lângă A, pe lângă B plus C, 2 mulțit cu A mulțit cu B plus C, A mulțit cu 2. Dacă spunea 7, deci dacă spunea, autorul spune așa, găsiți voi 7 ori A pe lângă B plus C egal cu cine? 7 ori A pe lângă B. 128 ori 7. Vezi? Acum e ușor să sesizăm de ce mulțim cu 7. Pentru că noi A pe lângă B plus C face 128 și acum suntem clar că nu, ne vine în minte ușor să sesizăm că e vorba de a mulți cu 7 pentru ca să ajungem la 7 pe lângă A plus B. Deci ar fi rezultat că 7 pe lângă A plus B plus C face 7 ori 128, pentru că mai scrie 7 ori 128 și mi-ar fi dat 7,56, mă ajută cineva, David, te rog. 7,56 ținut de 5, 14, 19. Da. 896. 896, mi-a întâmplat, o greșit cumva? Nu. Nu? E bine, 896. Bun. Dacă așa stau lucrurile. Dar dacă ar fi cerut... Mai am. Un pic, mai lucrez aici pe exercițiul ăsta, până mă interesează să prind de ei foarte bine. Uitați, eu vă dau altceva. Se știe că A ori B minus A ori C, minus? Da. A ori B minus A ori C este egal cu 5. Deci A ori B minus A ori C egal cu 5. Aflați 3A pe lângă B minus C egal cu 5. 3A pe lângă B minus C. Deci v-am dat A ori B minus A ori C egal cu 5, aflați 3A pe lângă B minus C. Davide, nu știu de ce nu te pot trezi. Hai să vedem. Tu cum gândești aici? Ce să faci? Eu știu atâta, că A ori B minus A ori C egal cu 5. Sandra? Păi 3A... 5 ori 3 facem.
Facem 5 ori 3. N-ar fi bine ca să înțeleagă toți prietenii noștri. A ori minus A ori C. Egal cu 5. 5, da? Dar vreți să o scrim în alte, pe A ori B minus A ori C, da? Cum să o scrim pe A ori B? Hai să vedem. Plecăm de la A ori B minus A ori C egal cu 5, da? Ce să facem aici în membru stâng, Davide? Facem 5 ori 3. Nu 5 ori 3, cum facem 5 ori 3? Numai membru stâng, ce observi tu că te facem membru stâng? Ce au comun, iubiților? Și A ori B și pe A îl dăm un factor? Comun. Deci A-ul scoatem în factor ca să, să apară varianta distributivității. Deci este echivalent cu a scrie că A pe, A pe lângă B minus C egal cu 5. Deci am transcris-o altcumva. Este aceeași relație dinainte. Și acum ne uităm 3 pe lângă A plus B minus C, fiind 3 pe lângă A minus B plus C, ce îți vine în minte, Davide, repede? O mulțim totul cu 3. Deci egalitatea asta o mulțim toată cu 3 și ea este echivalentă cu... Hai te rog să vorbești, egal cu... A ori B. Nu, 3 pe lângă. 3 pe lângă. 3, pe, 3 ori 3 A. 3 ori A. Ori B minus B ori C. Minus C. Adică am mulțit cu 3 tot membru stâng. Tot ce ai văzut în stâng am mulțit cu 3, da? 3 pe lângă A ori B minus C egal cu... 15. 15. Și gata, ești. Vă dau altul. Se știe că, că 4 ori A minus 2B plus 6C, deci 4A minus 2B plus 6C este egal cu 5. Se cere. Se cere să aflăm 12A minus 6B plus 18C egal cu 5. Deci se dă 4A minus 2B plus 6C egal cu 5. Se cere să aflăm 18A minus 6B plus 18C. Încep, da? Te rog. Păi, de la 4 la 12 avem 8, de la 6, de la 2 la 6 avem 4 și de la 6 la 12 avem 12 și putem să facem 5 ori 5 ori în paranteză 8 plus 4 plus 12. Deci, să urmărim cu toții. Se sizează că de la 4A până la 12A ar fi 8A. Așa a zis ea, 8A. Adică 8 plus 4 fac 12, nu? 8 plus 4 fac 12. Apoi de la urmărește Daria să vedem dacă ideea este bună, că acum noi vrem să analizăm. Minus 4B. Așa, 8 ani minus 4. Plus 12C. Plus 12C. Așa ar mai fi putut. Bucata care se adaugă, nu? Da. Dar altcumva. Pe 12 ăsta n-am putea scrie ca fiind 4 ori 3? Bă, da. M-am gândit la 12 împărțit la 4, adică A3. Nu A3. 12 se poate fi ca, privit ca 4 ori 3, sau dacă 12 împarți la 4, înseamnă 3. Da? 3, pur și simplu. A-ul ăsta rămâne deoparte, dar important la coeficiențe este să umblăm copii. Deci în loc de 12, să zicem 4 ori 3. Dacă și la 6 am putea scrie ceva cu tot cu 3. 2 ori 3. 2 ori 3. Dacă și la 18 am putea... 6 ori 3. 6 ori 3. Adică 6 este scos în fapt. Și facem 3 adică ori 3 ori în parantez. Asta este. 3 ori deci 4 să scrim plus... așa. Deci 12A ca să am dat trebuie să vorbim. 12A minus 6B. Da? Da. Plus 6B plus 18B. 18C? Egal cu? O egal cu...
4 ori 3 A minus 2 ori 3 ori A ori B, da? 2 ori 3 ori B, toată mulțimea este acolo, plus mai departe, de 18? 6 ori 3 ori C, da? Și cam mai departe cu lucrăm. Ce vedem noi de la un cap la altul dacă ne uităm? Ce este comun? 3 ori, să subliniem. 3 și 3 și 3 și partea asta. Da? 3, 3, 3. Și scoatem pe 3 factori comun, da? Putem să facem 3 ori paranteză. 3 ori paranteză. 3 pe lângă, 3 pe lângă 4A minus 2B, da? Plus 6C și atunci și asta cât este? Și acesta este 5. 4A minus 2B plus... Da. 5 ori 3, 15 și am găsit rezultatul. Cât de clar și de frumos este dacă ne prindem de poantă. Că noi trebuie să vedem factorul ăla comun, da? Și să vedem, să punem în paranteză cei ce deja ne-a dat. Se știe că. Da? Se știe că. Și atunci, cum asta e 5 ori 3, 15 ori 3, 15 ori 3, mai facem unul de ăsta? Da. Deci se dă. Se dă. Două puncte. 3A minus 2B plus 5C egal cu 8. Se cere 15A minus 10B plus 25C egal cu cine? Da. Să analizăm cu atenție, da? Să vedem exact. Deci, să știi asta. Se cere asta la fel. 15A minus 10B plus 25C. Ia să vedem, Cassandra. Păi împărțim 15 împărțit la 3, da. Tot de 3 ori. 10 împărțit la 2, 5 ori. Așa. Adică, da, acolo trebuie să împărțim la 3, adică... Toți au un 5 factor comun. Ce minunat de suntem. 3 ori 5. Corect. 5 ori paranteză. Da, nu, mai ușor, nu ne grăbi așa tare. Ca să înțelegem și noi. Deci zici 3 ori 5, zici tu, David. 3 ori 5 ori... 5 ori A. Ori A. Minus. Minus 2 ori 5. Ori B. Ori B. Și plus, plus, plus Daria, plus Daria. Plus. Poți zic eu? Dar de ce n-ai urmărit? Da, te-am prins. 5 ori 5 ori. Asta vreau să vă fac. De acum să știți că vă fac asta. Discut, stop cineva, continuă celălalt. Foarte bine. Ca să vă surprind că sunteți pe fază. Da? N-ai văzut că ne facem și de baftă dacă nu urmărim nimic. Deci plus 5 ori 5 ori ce? Egal, îmi vine în minte chestia asta. Eu făceam meditație cu un grup larg, când făceam ca profesor la, mă rog, pe perioada aceea când era de o problemă cu meditațiile, aveam până la 12 la grupă. Și toată lumea se întreba, cum să faci 12 că ești nebun? Tu ești escroc. Ca să faci 12, să făcea meditația cu 2-3. Da. Nu 12, 2-3 oameni acolo. Nimeni nu duce la 12. Și am spus, băi, niciodată nu ajungi la 12 decât dacă ai rezultate. Care era șmecheria la mine? Asta era. Ce o să o practic și la voi. Deci, spunem, start. Era o masă mare, cei 12 erau în jurul mesii și s-au apucat de lucru. Și lucrau unul vorbind. Conducea, zici, stop, la comandă tu. Așa, asta era vorba. La comandă tu. Și spune, stop, la comandă tu. Stop, la comandă tu. Așa le face și eu. Și trecând de colo-colo, era un nebunit, nu putea să stea, să tragă chiul. Da? Era o priză. Că zice, da, ai de mine, păi te nebunește usul, te termină, te duci la el. Așa. Așa vă fac și voi acum. Și nu vă aveți voi timp să vă jucați, că vă pun la comandă. Dacă azi o dată, de două ori, de trei ori, când îți vine rândul și nu o faci, nu ești atent. Deci 5 ori 5, ce? Egal cu, continuăm. Egal cu Daria, fiindcă ai rămas datoare. Egal cu 5 pe lângă 3A minus 2B plus 5C.
3A minus 2B plus 5C egal cu Cassandra. Cassandra. Egal cu 5 ori 8 pentru ce mi-e mai mult. Asta e toată 8, 5 da? 5 ori 8 și le lăsați mai 5 ori 6. Da, 5 ori 8 și egal cu 40. Da, 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 așa vă rog. Păi merge ești felul ăsta, da? Se știe că... Mai facem încă unul, că am început să-l înțelegem. Da? Așa, așa trebuie, insistăm mai asta mult. Da. Se știe că 3A plus 2B minus C egal cu 4. Se știe că 3A plus 2B minus C egal cu 4. Da? Se cere. Deci se știe că 3A plus din nou plus 2B minus C egal cu 4. Se cere, două puncte, 21A plus 14B minus 7C îi dau cu 5. Da. Davide, pornește. Toate se împar la, împărțim 21 împărțit la 3. Așa. 21 împărțit la 3 care ne dă 7. 14 împărțit la 2 care ne dă 7. La 2 că ai văzut pe cei care e de sus, da? Pe și 7 împărțit la 1. Corect, corect, așa da. Facem. Deci o să zicem Cassandra, în loc de 21 zicem. 7 ori 3. Foarte bine. Ori A plus Daria. Plus Daria. Ok. 7 ori 3 ori A plus... 7 ori cât fac 14? Da. 7 ori 2. Da, 7 ori 2 ori B minus 7 ori 1 orice, pur și simplu, da? Egal cu. Da? Da? 7 ori 3 ori A plus 7 ori 2 ori B plus 7 ori... Egal mai departe cu... Ce observăm, Davide? Mă totul cu 7. Adică avem factorul comun 7. Da. Adică facem 7 ori. Da. Ori Cassandra. Ori, este în paranteza, 3A da. Plus 2B da. Plus C. Minus C. Minus C, scuze. Egal mai departe cu Daria. Este egal cu 7 ori 4. Perfect! 7 ori 4 egal cu 28. Da, copii, merge treaba. Normal. Da? Merge așa, dacă vă prind drumul, stați și mai zice, băi, ia să vedem. Se știe că 22A plus 3B minus 5C plus B egal cu? Plus B plus B egal cu 4. Să se determine 10A plus 15B minus 25C plus 5B egal cu? Gata, nu-mi dai seama, e ușor că... Egal cu? Daria? Este egal cu 2... 2 ori 5A. Așa. 2 ori 2. 5 ori A. Da. Plus 5 ori 3 ori B. Așa. Plus Cassandra. Minus Cassandra. Minus. 2 minus 5 ori 5 ori A. Orice. Da. Și plus 5 D. Că nu mai ce face, da? Da? Egal cu Davide? Egal cu 5 ori. Așa. 5 ori. 2A da. Plus 3B da. Minus 5C da. Plus B așa. Care ne dă 20. Și egal la departe cu 5 ori 4? 20. Așa, și egal cu 20. Foarte bine. Acum ieșiți-o care ați avut acasă, vi se mai părea greu? Acela care acum vizionat... mi-e și rușine să vă zic pe ăsta care l-aveau. Mai am unul. Da. A ori deci... B egal cu 91. Deci A ori B... egal cu 91. A ori C este egal cu 260. Așa. Calculați A ori B plus C. De aici se rezulte cu cine este egal la A ori B plus C. Deci
Mi-e și rușine să mai zic. Orice. Orice. Da, 260. Ce înseamnă? Deci, 260 plus 91. 260 plus 91. Care ne dă 352. 351. Deci, încă o dată, n-am înțeles. Deci, A ori B plus C este egal cu... Egal cu, continuu aici, da? A ori B plus C este egal cu 260 plus 91. Deci, statul 260, statul pe 260. Pentru că facem distributivitate. A, lucrăm aici. Egal cu A ori B. Așa mă interesa să spui. A ori B plus A ori C. Și acum e clar de ce se fac astea două adunate. Că A ori B e 91. Da? Și ăsta este 260. Și e clar că face 300. Dar așa, Daria, numai cât mi-a dure așa, nu știu, de ce nu le-ai scăzut, de ce nu le faci? E, trebuia să am motivația. Domnul profesor, să desfacem paranteza acolo, distributivitatea, da, da. Mulțirii față de ai altceva de comentat? Ai altă idee? E gata, este continuarea. Continuarea aici este la adunarea. 351 împărțit la 3. Păi de ce împărțit la 3? Stai. Opa. Sunt 3 numere. Unde sunt 3 numere? A, ori B, plus C. Păi nu e A ori B plus C. E A ori B. Plus A ori C. Da, dar oricum nu pot să împart, sper că voi știți. Dar nu trebuie să le afli pe AB și C. Atenție că nu s-a cerut să le afli cu AB și C. Nici nu ai voie să le afli. Nici nu se poate afla AB și C. Important este ca să găsim răspunsul ăsta. Pe noi ne întreba cât face A ori B plus C. Știind că A ori B e 91, uitați-vă copii. Astea se știu. Și de ce le-am adunat acolo 91? Deci nu l-am scăzut. Ei, ca să le adun, trebuia să desfac, să aplic distributivitatea, să văd că A ori B plus A ori C. Bunoară, hai să vedem asta. Deci A ori B, copii, A ori B egal cu 91, iar A ori C egal cu 15. Vă rog să aflați A pe lângă B minus C egal cu 5. Deci A ori B egal cu 91, A ori C egal cu 15 și aflați A pe lângă B minus C. Puteți face o idee? Nu, no. Dacă ai o idee, mă spui că pe urmă să poftim Daria. Facem A ori B minus C, adică aplicăm distributivitatea, este egal cu 90. Deci, egal cu? Întâi desfăr. Păi da, desfaci și facem A ori păi B. Păi asta e important. Asta e important. A ori B, deci, A ori minus B, B minus C este egal cu? Este egal A cu? Ori B. A ori B. Davide? A ori B minus C ori A. Egal cu 91. Minus C ori A sau minus A ori C? Minus A ori C. Da. Egal cu, acum A ori B egal cu... Cu 91 și după aia acolo este 15. Minus 15, că ne văd așa 26. Bravo, Dario, ai fost atent. Bravo, da. Da, deci... trebuie să existe motivații clare de ce le scădem. Deci desfacem paranteza Daria, da? Și după care ne dăm seama ce și cum. Ia să vedem așa. A ori B egal cu 3. Da? B ori C egal cu 5. Aflați 2 ori AB plus 3 ori BC egal cu 5. O, ce ușor e asta. Hai. Deci, A ori B 3, B ori C egal cu 5, aflați 2 ori A ori B plus 3 ori B ori C.
Cine are idee? Davide? Nu ai idee încă? Cassandra? Păi ne spune că A, B, egal cu 3 și 3 ori 2, 6, 5 ori 3, 15. Așa! Deci iată că mi-au zis așa, că eu aurbel știu, dar aici am nevoie de 2 ideal de aurbe. Deci de aceea mulțim cu un 2 pe asta. A, adică 6 plus 10. Nu, 6 plus 5, deci care m-a dat 21. Dar nu, nu rezultatul mă interesează foarte tare. Păi mă interesează ideea că având numai aur B și iată că suntem puși în situația să am de două ori aur B. Deci de ce am mulțit pe aur B care e egal cu 3 și rezultă ce? 6. Nu 6, rezultă că de 2, 2 aur B egal cu 3 ori 2 și egal cu 6, ca să fii clar pentru toată lumea. Iar din cea de-a doua, nu, Cassandra, asta ai spus, fiindcă am nevoie de 3 ori BC, de 3 ori BC, înseamnă de 3 ori BC-ul este egal cu de 3 ori 5 și egal cu 15. Și atunci le adunăm, 15 cu 6 face cât? 21. Deci de aici rezultă că 2AB plus 3BC egal cu 21. Mai facem încă unul. Hai, da. Cred că faceți de sub tunii, ca domn profesor, așa, știu usucă până urmă. Da, da. Fac imediat și să zicem așa. Se știe că se știe că A ori B egal cu 3 iar B ori C egal cu minus 1. Da. Cu plus 1, nu cu 1. Egal cu 5. B ori C egal cu 5. Să se afle cât face 7 A ori B minus 2 BC egal cu cât? 7 A B minus 2 BC egal cu cât? Davide? Ideea mea este să facem A ori B egal cu 7 ori 3. Nu A ori B, nu e A ori B. Deci plecăm așa. AB. Spui așa. Plecăm de la A ori B. Egal cu 3. Egal cu 3. Și cum pe noi ne interesează cine? Ne interesează... Uite cine interesează. 7 A ori B. 7 A ori B. Noi facem 7 ori 3. Nu. Înmulțime relația asta cu 7, așa spune. Adică, da. Adică 7 ori 3, 21. Nu asta. Nu 7 ori 3. Înmulțim de egalitatea cu 7, înseamnă de 7 ori A ori B. Și în stânga și în dreapta cu 7 ori. Că nu mai intră 7 ori 3 repede. Atunci va fi în dreapta, da? Uite, ca să am dat ce ne spune. Deci, 7AB. Este egal cu 7... Ori 3. Așa, 7 ori 3. Asta mă interesa să spun. Și care e egal mai departe cu 21 acum, da? Da. Pe de altă parte. Poți să zici altă? Să vedem pe Davide? Pe de altă parte. B ori C egal cu 5. B ori C egal cu 5. Nu B ori C, nu tot B ori C. Că îl modifici. B ori C e numai 5, atât am îngheț. Daria? 2BC este... Asta e! 2BC! Că mulțim cu 2. Da? Că eu am nevoie de 2BC. Nu tot B ori C. Când ai zis 2BC, l-ai modificat pe BC. De 2 ori BC. Da? Deci de aici rezultă de 2 ori BC egal cu 2 ori 3. 2 ori 3. Și egal cu 6. Da? Și ce facem acum? Am construit 7 ori... 7 ori l-am construit. Cât este 7AB? 21. L-am construit pe 2BC, l-am construit. Cât este 2BC? 6. Pentru profesor, acolo era 5. Păi 2 ori 5. Da, așa, mă. Păi, aici îmi place. 2 ori 5, da? Egal cu 10. Da. Deci s-a uitat și a observat că erau greșeală. Bravo. Foarte bine. Pentru că B ori C era 5, de 2 ori BC este 10, da? Și acum am și 7AB construit și 2BC construit. Ce fac acum? Fac 21 plus 10. 21? Minus 10. Minus, da? Deci, acum zicem... Am uitat la ea de sub. Dedesubt, spunem, de 7 ori A ori B, minus de 2 ori BC,
va fi egal cu 21 minus 10 și este egal cu 11 și s-a terminat exercițiul. Da? S-a terminat exercițiul. O să vă mai dau? Da. Mindeți? Da. Să se determine 3 numere naturale știind că... Să se determine... 3 numere naturale știind că dacă împărțim primul număr la al doilea... Da. Dacă împărțim primul numerele notă copii A, B, C, da? Dacă împărțim... Primul număr la al doilea... Da. A împărțit la B. A împărțit la B. Obținem, faceți o acoladă cum ne-ați învățat. Așa. Câtul 4. Așa. Și restul 4. Și restul 4. Câtul dintre al treilea număr și primul număr este 2? Deci câtul dintre al treilea număr și primul. Și primul număr, adică este ce împărțit la A, ne conduce la un cât? 2. 2, da? Ceu, da, să nu facem tot ceu acela. Aici m-am intru într-un rezultat C1. Hai să spunem câtul acela, puneți rezultatul împărțirii, egal cu 2, parcă. 2. În loc de ABC puneți Y, S, Y și Z. X, Y și Z, da? Gata, mă, merg pe mâna ta. Deci X, Y și Z, cele trei numere. Și A, nu A, X împărțit la Y, nu? Da. Câtul 4, restul 4. Câtul 4, restul 4. Și dacă împărțim... Z împărțit la A, la X. Așa se scrie câtul dintre al treilea număr și primul număr, copii. Z împărțit la X. Z împărțit la X. Este egal 2. Ne conduce la câtul 2. 2. Iar diferența dintre al treilea număr și al... Aici nu mai am rest, aici numai câtul. Doar câtul. Da. Diferența dintre al treilea număr și al doilea este 64. Dintre al treilea număr și al doilea, adică Z minus Y. Ziceți voi, copii. Egal cu 64. Asta e relația. Asta sunt relații. Da. Mai repetăm o dată ca să înțelegem. Da, vă mai citesc o dată, domnul profesor. Să se determine trei numere naturale știind că dacă împărțim primul număr la al doilea, obținem câtul 4 și restul 4. A scris foarte corect. Da. Câtul dintre al treilea număr și primul număr este 2. Ați avut probleme să scrieți asta aici, relația asta așa? Nu. Nu. Iar diferența dintre al treilea număr și al doilea este 64. Nu, ne spune nimic. X plus Y plus Z. Nu, nu spune nimic. Nu, nu, asta-i tot. Astea sunt informații. Sunt trei informații. Una, două, trei. Sunt trei necunoscute. Clar că vom putea face probleme. Oh, oh, oh. Da? Te rog, Cassandra. X, 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 X este egal cu Y ori 4 plus 4. Mă, teorema împărțirii cu X. Ce bine cuvinte. Deci de împărțitul, da, vede, egal cu împărțitorul. Ori câtul plus restul. Da? Iată cum Cassandra atacă foarte tare problema. X egal cu Y ori 4 plus 4. Iar în minte că de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Am făcut noi chestii de acestea. Ba mai mult. Știm că totdeauna restul este mai mic decât împărțitorul. Știm asta, da? Adică în momentul de față, fiindcă restul e 4, împărțitorul, adică Y-ul, este peste 4, 5, 6 și mai departe, da? Bun. Davide, pe tine acum te vreau. Da. Z egal cu X ori 2. Z egal cu X ori 2. Și fiindcă nu mai îmi dă restul, să înțelegi că e 0, da? Nu mai pun. X ori 2. Și Daria? De aici. Din a doua, nu mai am așa de scris teorema împărțirii, dar totuși să ne gândim ce am putea... Z egal cu 64 plus Y. Am putea să spunem că Z egal cu 64 plus Y, deci. Păi. De acord, Daria? Z egal cu 64 plus Y. Păi dacă Z egal cu X ori 2 și Z egal cu 64 plus Y. Așa. Atunci, așa.
Și noi știm că X este egal cu Y plus nu mai, 4. Nu mai te duc, mai aici. Numai din astea două. Privește aici, bă. Z odată egal cu X plus 2. 64 împărțit la 2. De ce ai zis 64 împărțit la 2? Pentru că Z apare în două relații. Z apare în două relații, de-aia da. Împărți tu la 2. Și eu împar la 2 pentru că odată e împărțit și odată e scăzut și împart. Da, vezi tu logica sănătoasă? Aici tu vezi, adică ești convins de raționamentul care Z a apărut și aici, a apărut și acolo, da. Și de acolo de ce împart la 2? Da. Dar ce zici, 2 de Z adunați? Ca să, adică zici cu Z, 2 Z și vrei să afli un singur Z? Nu. Z. Z odată este așa și Z odată este în partea cealaltă. Nu este același Z și sus și jos? Păi înseamnă că... Păi îl împart, împart la 2 și o să află cât e un Z. Dar nu sunt adunați ca să fie 2 Z adunați. Dar nu trebuie 2 Z adunați. Aflu unul și după aia vezi toate relații. Dar pe cine împart la 2? Hai că să mergi și așa. Pe cine împart? Pe 64. Că l-ai tu ca număr. Dar 64 e învățat cu Y, cu ăsta are treabă. 64 trebuie să fie adunat cu Y. Ca să depășească. Nu? Daria, Daria și cu Cassandra. Cassandra. Deci, el merge și insistă foarte tare pe chestia asta. Îl vede pe zi și sus și jos, de două ori îl vede, a pus ochii pe el, de două ori l-a văzut, împarte la doi. Deci pe 64, o luat pe 64, că s-a aflat aici legat aici. Dar dacă 64 ar fi fost aruncat într-un colț de tablă, îl mai lua pe celălalt și ce faci așa? Deci nu, da, trebuie să gândim cu multă grijă. Deci, odată Z e X ori 2 și odată același Z, același Z, este 64 plus Y. Adică X ori 2 este egal cu 64 plus Y. Sigur că da. X ori 2 egal cu 64 plus Y. Ai înțeles, da? Deci odată Z X ori 2 și tot același Z e 64 plus Y. Asta este același. Asta înseamnă că X ori 2 egal cu 64 plus Y. Deci, nu înțelegi, nu? Închipuiți că Z este segmentul ăsta. X ori 2. Pe de altă parte, același Z, același Z este, adică, vezi, odată îl privesc ca fiind de două bucăți de X, un X și un X, și pe același Z îl privesc ca fiind 64 plus un Y. Nu e același Z? Nu e același segment? E același segment, adică de aici, de aici eu practic ajung să spun că X ori 2, X ori 2 egal cu 64 plus Y. Că Z odată se numește așa, Z se numește X ori 2 și primul Z se numește 64 plus Y. Dar și era Z. Și a apărut egalitatea asta. X ori 2 egal cu 64 plus Y. Domn profesor. Un pic mai sunt la ridicul ăla. Până când eu nu pot să mă îndepărtez de la ideea, până când nu spune și el, l-a înțeles. Ce ți se pare ție dificil aici, hai să văd? Că tu o cumplezi foarte bine. Nu înțeleg. Nu înțeleg. A, uite așa zic. Uite, 7 egal cu 5 plus 2. E adevărat? 7 egal cu 5 plus 2. Dar tot 7 este egal cu 4 plus 3. Ce? Nu e clar că 5 plus 2 egal cu 4 plus 3? Adică 7 poate fi la amândouă. Dar mă, este același 7, mă. Ți-o stă mintea. Da? Să odihnește acum. Păi mă, să-mi punem la treabă. Deci, același 7, adică 5 plus 2 egal cu 4 plus 3. Așa ți-am zis și eu aici. X plus 2 egal cu 64 plus Y. Da? De acum am înțeles? Bun, bun. Bine că s-a făcut lumină. Acum zice X ori 2 egal cu 64 plus Y, că zis bine. Și... Dar, Daria, putea să înlocuim pe aici și să scriem X, Y ori 4 plus 4 ori 2, Y ori 4 plus 4 în paranteză, ori 2 este egal cu 64 plus Y. Da. 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 Ești mult înainte. Hai să vedeți ce a făcut. Ea vede aici, e o relație acum între X și Y. Și fuge repede cu mintea și caută între relațiile care sunt date aici, o altă relație cu X și Y.
Da? Adică x ori y egal cu z. Deci, asta că e z egal cu x ori x, x ori 2, Davide, nu ne mai interesează, că z-ul a dispărut. Și a apărut o relație între x și y. O altă relație între x și y, o vede ea de desubt. Și o punem și noi aici, x egal cu y ori 4 plus 4. X egal cu y ori 4 plus 4. Și atunci am... Stai puțin, Davide. Nu, nu m-a grăbit. Stai puțin. Trebuie să... Du-te și lucrează mai departe, că dacă ai prins ideea, nu ne lucrăm. Dar noi aici avem, nu avem 2 de x, un singur x. Ea a sesizat un lucru. Că ar putea pe x-ul ăsta de aici să-l pună sus. Adică x2 ori 2. X, în loc de x, se pune cât e șmecherea asta. Deci înlocui toate, toate expresia lui x cu 4y plus 4. X egal y ori 4 plus 4 în paranteză ori 2. Asta e. Deci în loc de x punem acum. Ce spunem? Y ori 4 plus 4 tot ori 2. Ori 2, da? Da. Poți să-l pui pe 2 în față cu tot una. Ori după aceea, ori după... Egal cu 64 plus y. Egal cu 64 plus y. Sigur că da. Și acum înmulțim, desfacem paranteza, distributivitatea o facem, o aplicăm. Adică facem 2 ori 4 plus... 2 ori 4 face 8y. 8y. Da? 8y. 8y ori... Așa. 8y plus, plus Davide. 8y plus... Plus cât? 8y... Plus 2 ori 4. Adică plus 2 ori 4 plus 8, da? Plus 8. Așa. Egal cu 64... 64 plus Y. Și iată-ne pe noi în situația asta, că avem o egalitate, în care spune... Scoatem... 8Y și cu un 8 fac 64 plus Y, da? Scădem din ambii membri un Y, da. Adică și din stânga și din dreapta, și dacă din 8Y scădem un Y, rămân cât? 8Y, Daria... Din 8Y scădem un Y, rămân 7Y. 7Y. Deci o să am 7Y plus 8, egal cu 64. Ei, atunci 7Y cât să fac? Dacă 64 plus 8. 64. Și apoi îl împărțim la 7. Sigur că da. Deci de aici rezultă echivalent. Cu a spune că 7Y egal cu 64 minus 8. Care face cât? 56. 56 împărțit la 7. De unde Y? Y egal cu? Deci subscrim Y egal cu, Davide. Y egal cu 8. 56 împărțit la 7. Și egal cu 8. L-am găsit pe Y egal cu 8. Ce fericit sunt. Dacă am găsit pe Y, poate l-a aflu pe X. Tot fac. Ia să vedem de unde. Da, unde să-l aflu? Pot să-l aflu pe Z. Pe Z de unde? Pe Z. De unde? Fac Z egal cu 64 ori 8. 64 ori? Plus. Z egal cu 64 plus 8 sau 2 ori X. Da? Sau 2 ori X. Dar n-am aflat pe X. Numai pe Y când am, da? De Z egal cu, da, vedeți, cu Z egal cu... Z egal cu... 64. Plus? Plus 8. Ce face? 72. 72. Și acum, dacă știu pe Z... Știu și pe Y, știu și pe Z. Z egal cu... Z știu. Ah, păi 72 egal cu X egal 2X. Cu 8 ori 4 plus 4. O, unde? Acum, da, da, el o da, și acolo, foarte și bun. Foarte bine. Foarte deci bun. Zicem X egal cu 36. Păi lasă-mă, nu-l calcul, mă, fă, să zicem așa. X egal cu 8 ori 4. 8 ori 4 plus 4. 36. Și am aflat și pe X, și pe Y, și pe Z, toate valorile, toate numele. Mi s-a părut greu exercițiul ăsta, așa-i? Hai să mai luăm o dată. Hai, ei, nu. Doar puțin. Hai să mai luăm o dată. Noi nu fugim repede exercițiul, ne întoarcem înapoi și vrem să înțelegem și mai bine. Deci a zis așa, s-a zis în exercițiu. Se dau, aflați voi pe cele trei numere care au niște proprietăți. Una dintre proprietăți. Deci dacă îl împarți pe, cine a fost, pe X la Y, parcă așa,
Da, pe primul al doilea. Da. Primul al doilea. Este extraindic. Tu bate și asta e cuțul și asta e desul. Și a ascuns așa. Ce a ascuns în momentul ăsta propunătorul? Teorema împărțirii cu rest. Corect. Știți voi că e împărțit pe egal cu împărțitorul oricât o pus restul? Dacă da, scriți relația. Dacă nu, nu scriți. Când mă, a doua relație, tot așa teorema împărțirii cu rest, dar nu mai era restul. Dar înseamnă că e zero. Și de a treia relație era o legătură între YZ acolo sau ce era, da? Ei, aici ne-am împotmolit. Că l-am scris pe Z într-o variantă din prima formă și pe Z-ul din a doua și am stat acolo cu Z lângă Z-ul acela Davide, mult și bine. Că tu nu înțelegeai că e vorba de același lucru și trebuia să egalezi cele două relații. Eu mă gândeam cum să fac cu 23 ori. Să îmi pară 64 la 2. Da, ăsta este reflexul foarte păgubos pe care eu tot vreau să-l scot din mintea exact. Faceți așa, vă uitați nici la niște numere pe tablă sau 50. Le adunăm, le mulțim, le scădem. Nu scăpăm de această obsesie. Da, da.